seara, stimați telespectatori, bine v-am regăsit la o nouă ediție emisiunii Biserica în Actualitate la Giurgiu TV. Suntem în anul 2015, anul pe care Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a dedicat slujirii parohiei și mănăstirii azi. Totodată, anul 2015 este un an dedicat Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Ioan Hristostom, despre care ne-am gândit să vorbim astăzi, Sfântul Ioan Gură de Aur, care, iată, prin viața sa, prin opera sa, l-a urmat pe Hristos și, mărturisindu-L pe Hristos, cu adevărat a fost un luminător al credinței creștine. În emisiunea de astăzi avem ca invitați pe Părintele Marian Ciocănel, Părintele paroh al Catedralei Episcopale. Bine ați venit, precum ce începe. Bine v-am regăsit, Părinte. Și tot un slujitor la Catedrala Episcopală, frate cu slujitor, Părintele Moisei Ștefan. Bine ați venit, precum ce începe. Bine v-am regăsit, bună seara. Precum ce începe, părinții, v-aș propune să începem cu viața Sfântului Ioan Gură de Aur. Părinte Ștefan. Marele nostru păstor, Ioan Gură de Aur, se naște în Antiohia Siriei, în anul 344, din părinți binecredincioși. Tatăl său, Secundus, era conducătorul militar al cetății, iar mama sa, Antusa, o femeie binecredincioasă care stă aproape de Hristos și își crește copilul în frica de Dumnezeu. Primește o educație sănătoasă în familie, fapt care îl determină pe Sfântul Ioan Gură de Aur să urmeze o cale în Hristos. La vârsta de 20 de ani se botează, așa târziu, mai înainte mergând pe la toate școlile Antiohiei. Acolo întâlnește mari dascăli, cum ar fi și Libanius. Acesta, la un moment dat, chiar vrea să-l rețină în școala antiohiană, să-i urmeze, pentru că pe patul de moarte, fiind întrebat cine ai vrea să-ți urmeze, îl întreabă dascăl. Atunci acesta, Libanius, răspunde: Ioan, dacă nu mi l-ar fi răpit creștinii. Dar Sfântul Ioan Gură de Aur nu rămâne aici, nu rămâne la școală, nu rămâne ca și sofist păgân, ci merge mai departe, boțezându-se, după cum am spus, la vârsta de 20 de ani și îmbrățișând creștinismul. Avea să fie, așa după cum a spus, și un atlet, un mare atlet al ortodoxiei noastre, un părinte și un pilon al bisericii noastre ortodoxe. De când a început viața ascetică? Se pare că până în vârsta de 20 de ani, chiar în Antiohia, în capitala Siriei, era un bătrân, Caserius se numea, un ascet care îi atrăgea pe toți tinerii la o școală monahală, la o mănăstire în oraș. Bine, asta era foarte, să spunem așa, foarte fragedă mănăstirea și atunci se puneau bazele mănăstirii. Dar el acolo învață cu mai mulți tineri, învață ce înseamnă viața de ascet, să trăiești într-o mănăstire. Este îndrumat aici în școala aceasta de către acest bătrân monah pusnic și, ca drept dovadă, după ce se botează, merge într-o mănăstire pe lângă munții Antiohiei și trăiește vreo 4 ani într-o mănăstire de obște, iar vreo 3 ani într-o peșteră, acolo unde se desăvârșește duhovnicește. În anul 381, patriarhul Antiohiei, Meletie, îl cheamă în capitală, îi vede care este viața, îl cunoaște și, ca drept dovadă, îl și hirotonisește diacon. În anul 386, Flavian, următorul lui Meletie, în scaun,
îl hirotonisește preot, preot la Catedrala Patriarcală din Antiochia. Aici Sfântul Ioan Gur de Aur își începe marea sa viață duhovnicească în ceea ce privește preoția, predica sa. Aici își desăvârșește tot ceea ce el a învățat până atunci, punându-se cu toată ființa sa în slujba lui Hristos. Aici... Vedem cât de important este pentru tinerii de atunci, dar și pentru tinerii de astăzi, să ai adevărate repere, adevărate repere de oameni deosebiți care îți pot influența extraordinar de mult viața și parcursul vieții tale. Ce părere aveți, Părinte Marian Ciocanel? Tinerii noștri de astăzi au adevărate repere care să-i călăuzească pe drumul acesta atât de frumos al urmării lui Hristos? Părinte Edmond, ați început prin a întreba de fapt lucrurile esențiale, am spune noi, și un pic problematice. Actualizarea învățăturii Sfântului Ioan Gură de Aur în timpurile noastre. Desigur, tinerii au de învățat foarte multe lucruri și m-aș gândi în primul rând la tinerii teologi, nu numai la ei, dar în primul rând la ei. Așa cum în urmă cu ceva timp chiar și noi am învățat, am fost fascinați citind o parte din opera Sfântului Ioan Gură de Aur în seminar. Mă refer în primul rând la Tratatul despre preoție, o carte și o creație aleasă a Sfântului Ioan Gură de Aur, din care pur și simplu ne-am hrănit în anii de studii, în care ne-am format într-un anume fel, și toate lucrurile acestea mă duc cu gândul la faptul că indiferent în ce domeniu se pregătește un tânăr, cred că poate găsi în opera și desigur și în viața Sfântului Ioan Gură de Aur foarte multe lucruri corespondente. Din opera Sfântului Ioan Gură de Aur s-au ales multe lucrări care au fost studiate critic nu numai în teologie, ci și în alte științe, cum ar fi psihologia, filozofia, dreptul, oratoria și vorbirea în public, ceea ce spunem noi astăzi. Este fără doar și poate un exemplu Sfântul Ioan Gură de Aur și cred că orice tânăr ar putea valorifica în folos propriu, fie chiar și schematic sau numai la nivel informațional, ceea ce a scris, ceea ce ne-a fost transmis de la Sfântul Ioan Gură de Aur. Desigur, gândind simplist, spunem că Sfântul Ioan Gură de Aur ne-a lăsat o operă vastă, o operă care a fost menționată și în colecția Jean-Paul Mignet, în câteva volume bune, și totuși, cu toate acestea, iată astăzi, parcă teologia noastră este tributară. Și este tributară tocmai pentru că a lăsat multe, multe opere. În definitiv, astăzi putem vorbi că majoritatea scrierilor, ceea ce a creat Sfântul Ioan Gură de Aur, dacă ne referăm la opera scrisă, a ajuns până la noi. Asta arată și un respect, dar și o consecvență a bisericii în creditarea, dacă putem spune așa cu ghilimele de rigoare, a învățăturii și a poziției pe care Sfântul Ioan Gură de Aur a avut-o în timpul său. Revenind la viața Sfântului Ioan Gură de Aur, viața sa ascetică, după cum am văzut mai devreme, a început încă din viața de familie. Și iată că Sfântul Ioan Gură de Aur, care l-a pierdut la fragedă de vârstă, da, pe tatăl său, da, rămâne în grija mamei sale, Atusa, pe care nu o părăsește. Rămâne în momentul în care pleacă la Domnul mama lui, atunci, iată, vine către viața monahală, se călugărește. Până unde avea să ajungă în,
în această viață monahală, Părinte Ștefan? Deci spuneam, după cei 12 ani de preoție și de mare predicator în Biserica Patriarhală din Antiohia, murind patriarhul Nectarie al Constantinopolului, la porunca lui Arcadie, împăratul, și puțin peste voința lui, a Sfântului, Sfântul Ioan Gur de Aur este chemat să ia scaunul de mare patriarh al Constantinopolului. Acest scaun răvnit, în cele din urmă merge în Constantinopol și acolo este hirotonit patriarh de către ceilalți colegi, episcopi, dar mai ales de patriarhul Teofil al Alexandriei, cel care avea să-i facă atâtea necazuri. Aici, într-adevăr, Sfântul Ioan Gur de Aur desăvârșește calitățile sale de mare predicator, de mare ascet, își pune în practică toate virtuțile sale creștinești. Pentru că aici avea să lupte cu un imperiu întreg, nu numai cu o capitală atrasă de păcat. Când intră, după ce este chirotonit, suprimă tot luxul de la curtea imperii, de la patriarhie, pentru că era mare lux acolo din cauză, pentru că familia imperială lua masa în patriarhie, era în sala patriarcală, era un obicei. Suprimă luxul, își alege o cameră foarte modestă, cu un pat, o masă și... un strict necesar. Trăiește în mare asceză, îl urmărește ucenicul său, Proclu, nu? Mănâncă foarte puțin și se dedică întru totul studiului. Aici avea să lupte împotriva tuturor celor care nu voiau să lase moravurile ușoare. Prima, în viziunea lui, avea să fie chiar împărăteasă Eudoxia, cea care nu i-a convenit că a îndepărtat-o din palatele patriarhale și chiar mai târziu avea să răzbune pe el. Aceasta a luptat până acolo încât a vrut să-l dea jos și până la urmă a reușit pe patriarh, pentru că se luase de ea. Nu de mult după aceasta ea și își făcuse chiar statuia ei în fața patriarhiei. Patriarhul urmărea pentru că trăia în mare lux și atunci predicile patriarhului au fost nu așa pe placul împărătesei. Aceasta, împărăteasa Eudoxia, era și de neam străin într-un fel de ortodoxie, pentru că venea de pe Rin, din triburile germanice, pentru că între secolele 1-3 o problemă mare a Imperiului Roman în început erau triburile germanice. A fost o politică dusă de mare finețe, pentru că i-au așezat pe aceștia ca păzitori la granițele Imperiului. De aici avea să cunoască împăratul Arcadie pe Eudoxia. Ea nu știa mare lucru, așa că Sfântul Ioan luându-se de ea, ea n-a avut decât un singur gând, să se răzbune pe el. Sigur, ea a stat împotrivă și Teofil, patriarhul Alexandrie, pentru că intrase cu acesta într-o dispută. Acesta demise pe acolo în niște călugări, asceți. Aceștia intrase în divergențe cu patriarhul Alexandrie, cu Teofil. Aceștia vin și se plâng împăratului. Împărăteasa să intre pe fir și atunci patriarhul Ioan, Sfântul Ioan Gur de Aur, le ia apărarea. Aceasta a fost și una dintre motive pentru care împărăteasa a hotărât să-l dea jos pe Sfântul Ioan Gur de Aur. Iată, pentru că și-a făcut, a răspuns acestei chemări, acestei înalte demnități
ca și patriarh al Constantinopolului, așa cum se cuvine. Sfântul Ioan Gură de Aur n-a amenajat pe nimeni și a mers pe drumul cel bun, urmându-L pe Hristos și, sigur, asumându-și tot timpul această mărturisire statornică a Mântuitorului Iisus Hristos, până la capăt. Iată, cu adevărat un atlet al lui Hristos, care avea să sufere, sigur, foarte mult, pentru că și-a făcut mulți dușmani. Avea să sufere, surghiunul, da? Să fie... dar se poate compara într-un fel cu Sfântul Ilie, tezviteanul, cel care a luat poziție împotriva lui Ahab și a Izabelei, și din acest motiv a avut atât de mult de suferit, chiar a mers până la, aproape la deznădejde, dar totuși n-a ajuns acolo. Iată și un corespondent în epoca patristică, Sfântul Ioan Gură de Aur. Da. Revenind la opera Sfântul Ioan Gură de Aur, ați vorbit despre preoție, de tratatul despre preoție pe care Sfântul Ioan Gură de Aur l-a alcătuit în perioada diaconatului său de 6 ani. Și întrebarea care ar fi: cum vede Sfântul Ioan Gură de Aur această chemare la preoție a candidaților, a celor care se gândesc? Da, acest tratat despre preoție a fost elaborat, creat de Sfântul Ioan Gură de Aur, poate nu gândit ca o operă ce să rămână posterității, ci mai degrabă ca o datorie de suflet, pentru că el refuzase să primească harul preoției, conștient fiind de înălțimea, sublimitatea acestei slujiri bisericești, și din acest motiv a simțit nevoia să justifice poziția. Sfântul Ioan Gură de Aur vedea preoția într-un mod aparte, într-un mod atât de înalt, încât astăzi, citind această lucrare, ne dăm seama cât de superficial suntem noi. Oricât am încercat să ținem totuși fruntea sus și să ne înarmăm cu tot felul de motive în stânga și în dreapta, spunând contextul actual e altul, noi avem o altă experiență, biserica cere astăzi altceva de la noi, este totuși actuală, dar cere foarte mult. Și văzând poziția Sfântului Ioan Gură de Aur, cred că orice preot și, în definitiv, orice creștin citind această carte va cere mai mult de la sine. Sfântul Ioan Gură de Aur vedea preoția ca pe o slujire înaltă, asemănând-o cu poziția vulturului. Vulturul, cel care din înălțime le vede, le cunoaște și are o altă percepție asupra întregii lumi de sub el. Și cineva, ducând mai departe într-un comentariu această sintagmă, spunea că orice pasăre vede ceva la nivelul ei, adică orizontal, însă vulturul este cel care din înălțimea cerului le vede pe toate altfel. Desigur, nu se limita la aceasta și nu o spunea cu mândrie: preotul este cel care vede lucrurile de sus. Nu, ci preoția, ca și slujire, este o slujire foarte înaltă, este un privilegiu acordat de către biserică, biserica în sine ca instituție, și totodată cere din partea primitorului, a candidatului la preoție, o pregătire pe măsură. De aceea era foarte dur, am putea spune noi, dar nu este o duritate seacă, ci o duritate râvnitoare spre cele bune, această chemare către preoție. Eu aș merge mai departe, pentru că mai devreme mă întrebați de felul cum ar trebui tinerii să perceapă mesajul sau mesajele Sfântului Ioan Gură de Aur din această lucrare. Cred că ceea ce spune Sfântul Ioan Gură de Aur, cu mici excepții, cu lucrurile ce pot fi considerate particulare, adică numai pentru preoție, s-ar putea aplica foarte bine în orice domeniu, și cred că orice tânăr care se pregătește pentru
a fi un bun profesionist în domeniul, în chiar vocația pe care și-o alege, să fie învățător, profesor, inginer, nu știu, medic, are ce învăța de acolo. A fost un mare profesionist, iar în lucrarea aceasta despre preoție se întrunesc foarte multe lucruri, o parte dintre ele fiind cele pe care le-am enunțat mai devreme. Da, vedeți, putem face așa o antiteză între această fugă de preoție de atunci și această dorință de preoție de astăzi a unora dintre, sau multora dintre candidați, așa, care sigur că trebuie să conștientizeze această înaltă demnitate, această chemare lăuntrică la care, dacă cu adevărat trebuie să răspunzi, dacă cu adevărat simți lucrul acesta, simți că îi poți sluji lui Hristos și sigur îți asumi toată această lucrare și îți asumi al urma pe Hristos tot timpul, cu toate prigonirile, da, care vor veni. Ne aducem aminte că Sfinții Apostoli erau pe mare și Mântuitorul i-a pregătit pe ei și pe noi cei de astăzi, atunci când a început furtuna pe mare, corabia era gata să se scufundă, Mântuitorul în corabie dormea liniștit și Sfinții Apostoli l-au trezit spunându-i: Doamne, trezește-te că pierim. Și ce le spune Mântuitorul? De ce vă înspăimântați? Eu sunt cu voi. Și atunci, imediat, prin puterea cuvântului, a certat vânturile, a potolit marea și totul s-a liniștit. Da. Iată, în marea vieții noastre, în furtunile care vin în marea vieții noastre, așa, Dumnezeu este cu noi. Trebuie să îndrăznim să-L chemăm, da, să îndrăznim să-L ascultăm și atunci vom reuși să biruim lumea. Căci ne spune în altă parte, în lume multe necazuri veți avea, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. A biruit-o. Și noi, cu ajutorul Lui, care spune, fără de mine nu puteți face nimic, putem birui lumea. Cred că ați făcut această apologie, dacă permiteți termenul, și în calitatea Sfinției voastre de director al seminarului nostru, Teotis Patriarhul din Giurgiu. Cu siguranță acolo, având atâția elevi, ați întâmpinat și încercat să le insuflați acest duh și evanghelic, dar totodată și patristic, al privirii preoției. Cu siguranță din aceste tratate noi ne hrănim și astăzi. Nu se poate ca un preot sau un candidat, un viitor preot, să gândească că vrea să îmbrățișeze această vocație, pentru că nu este doar o meserie preoția, ducând acum discuția spre ceva particular, spre ceea ce înseamnă preoția astăzi, nu se poate să nu citească acest tratat de teologie. Chiar este, aș putea spune, vital. Cum să înțeleagă preoția, cum să se situeze vis-a-vis de această vocație. De aceea sunt convins că sunt și tineri teologi, dar și seminariști ce urmăresc această emisiune. Și pentru ei acesta ar fi și impulsul sau dorința noastră, gândul nostru către ei, să citească cât mai mult din scrierile Sfinților Părinți. Nu numai din scrierile Sfinților Părinți, pentru că preotul, așa cum spun cărțile noastre de omiletică, trebuie să aibă o pregătire vocațională și de specialitate, dacă vorbim de teologie, dar și o cultură generală temeinică. De aceea piatra de temelie trebuie să fie cultura generală și apoi ceea ce noi numim cultura de specialitate, din care nu poate lipsi opera Sfântului Ioan Gură de Aur. Sigur, și care trebuie să fie dublată, această pregătire, da, intelectuală, cu trăirea în Hristos. Da, e partea aplicativă. Exact, exact. Fără de care nu se poate. Pomenea Părintele Ștefan mai devreme de faptul că Sfântul, până la vârsta de 20 de ani, când a și primit botezul creștin, a învățat știința vremii.
parcă pe undeva se aseamănă cu, nu? Cu Sfântul Pavel, cu da. Saul din Tars, da, cel așa. Care a primit o educație aleasă în familie, dar aleasă în modul iudaic, așa cum iudeii priveau lucrurile, și apoi tot ceea ce a asimilat în perioada pubertății, adolescenței, tinereții lui, a pus în slujba bisericii. Ori noi astăzi avem o problemă în privința dăruirii, dacă îmi permiteți afirmația, fără a fi negativist, atât în... trebuie să ne asumăm și noi preoți într-o anumită măsură, dar și credincioșii noștri, în felul cum ne dăruim, cum înțelegem să ne dăruim lui Hristos și bisericii. Nu este slujba la care să nu rostim o ectenie în care altarul prin preot spune și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu să o dăm, și noi închinându-ne, plecându-ne capetele, spunem ție, Doamne. Iar ai dat viața lui Hristos nu înseamnă neapărat martiriu, ci înseamnă să te pui în slujba lui Dumnezeu și în slujba Sfintei Biserici cu ceea ce ai tu. Ori dacă nu îmagazinezi în perioada aceasta, ce îi poți oferi lui Dumnezeu și semenilor tăi? Cu siguranță foarte puțin. Și atunci, aici cred că ar trebui tinerii, dincolo de ceea ce poate percep ei, aproape orbește să creadă că le este vital să citească. Le este vital să citească, le este vital să se documenteze, să nu creadă lucrurile așa cum vin. Sfântul Ioan Gură de Aur infirmă acel dicton din Nevul Mediu, crede și nu cerceta. El a fost unul care a cercetat, care a studiat, a învățat oratoria, a învățat dreptul, a fost ucenicul lui Libanius, unul dintre cei mai cunoscuți conducători de școli din Antiohia, până astăzi de altfel, și atunci a fost unul dintre cei mai eminenți și cu toate acestea a ajuns la concluzia că adevărul este în biserică și în creștinism. Și apoi tot ceea ce a amagazinat a pus în slujba lui Dumnezeu și a semnului. Frumos alcătuiește Sfântul Ioan Gură de Aur imaginea aceasta a bisericii, trupul lui Hristos, credincioșii fiind mădulare ale trupului lui Hristos, iar capul bisericii sigur fiind Hristos. Da, de fapt Sfântul Ioan Gură de Aur preia aici o idee și un concept care este prezent pretutindeni în Sfânta Scriptură. Relația dintre Dumnezeu și om o vedem evoluând în timp dacă citim Sfânta Scriptură. La început Dumnezeu se înfățișează, își arată latura sa părintească într-un mod mai accentuat, iar în Noul Testament vedem prin Hristos și apoi prin epistolele pauline în mod special, accentuând legătura aceasta de familie și de trup tainic între Hristos și biserica sa, biserica întemeiată în chip văzut. Când spune în epistola către Efeseni, epistola de unde și provine apostolul de la cununie, în care se face această analogie că între tineri, între soț și soție, relația trebuie să fie aceea pe care o vedem între Hristos și biserică. Hristos este capul, iar noi suntem mădularele. Indiferent cine am fi noi și pe ce scară ierarhică, socială sau de orice fel ne-am situat. Și tocmai de aceea, revenind la tineri, ei sunt cei care sunt chemați astăzi să se pună în slujba lui Dumnezeu, a bisericii și a semenilor, prin ceea ce pot face ei. Poate mulți sunt triști că nu pot produce ceea ce și-ar dori ei, poate ceva mai mult financiar sau ceea ce pot produce ei acum la vârsta lor, dacă sunt până în perioada în care se încadrează în muncă, așa cum se spune acum, e producerea de materie cenușie, de a învăța, de a aprofunda și de a-și răspunde la întrebări. Vedem totodată cât de importantă este familia tinerilor noștri. Vedem la Sfântul Ioan Gură de Aur pe mama sa Antusa, care a fost aproape, mama sa care la 20 de ani a rămas văduvă și da. Nu s-a mai recăsătorit. Părinte Ștefan, câte oare din văduvele tinere de astăzi, să spunem,
și-ar duce, își duc crucea până la capăt, dedicându-și în totalitate viața copiilor lor. Asta l-a determinat să spună pe Sfântul Ioan Gur de Aur într-una din scrierile sale, zice: de vreți să schimb lumea, dați-mi mame bune. El avea ca model pe mama sa. Iar tocmai pentru că venise vorba despre scrierile Sfântul Ioan Gur de Aur, alte scrieri, o scrisoare către o văduvă, aceasta pierzându-și soțul de tânără, ca și mama lui, îi scrie Sfântul Ioan Gur de Aur, probabil că o fică duhovnicească: ce să fac acum, părinte, ce să fac, că iată sunt tânără și am și copii și aș vrea să mă căsătoresc. Zice: cum mă îndemn, ce trebuie să fac eu? La care Sfântul îi scrie, zice: de te vei căsători, nu greșești. De te vei căsători, te va ajuta soțul tău, cel pe care îl vei lua de bărbat a doua. Dar dacă nu te vei căsători, te va ajuta Dumnezeu. Acum tu alege. Da. Și am vrut să merg mai departe. Viața Sfântului Ioan Gur de Aur, care este foarte frumoasă și pe mine m-a impresionat foarte mult, este un sfânt pe care cu toții îl iubim atât de mult, pentru că este un model, mai ales al nostru, al preoților. Spuneam că după ce el fusese împotriva lui Teofil al Alexandriei, Eudoxia l-a exilat prima dată. Se spune că atunci, în momentul când l-a exilat din focul, de la altarul catedralei patriarhale din Constantinopol, a ieșit foc și flăcările au ieșit din biserică, impresionându-i pe toți cei de acolo. Apoi, un cutremur mare, cât el a fost dus în exil, a zguduit cetatea Constantinopol, ceea ce l-a făcut pe Arcadie și pe împărăteasă să-l cheme înapoi. Dar a doua oară, Eudoxia se declară cezară, titlul foarte, foarte rar întâlnit în Imperiul Roman, se declară cezară și își ridică, cum spuneam, statuie în fața Bisericii Catedralei Patriarhale. Sfântul Ioan Gur de Aur predică, spuneam, vehement împotriva ei și acum Eudoxia se gândește să-l elimine definitiv. La sinodul de la Stejar se adună împreună cu Teofil și al Alexandrei, cu adepții acesteia și a împărătesei, și îl demit pe Sfântul Ioan Gur de Aur, trimițându-l a doua oară în exil. Dar până aici am vrut să spun că Arcadie, împăratul, era un om bolnăvicios, suferea de o amnezie, avea o stare de somnolență continuă, era bolnăvicios. El era primis o educație bună de la Teodosie cel Mare, tatăl său, pentru că Teodosie este cel care ctitorește Vatopedul. Nu întâmplător, poate, fiind în Muntele Athos, săptămâna trecută, vrând să mă duc la chilie, să mă odihnesc un pic, îi spun pe rândul lui duhovnic, cel la care mă spovedesc acolo, zic: părinte, vreau să mă duc la chilie, vrem să ne ducem. Și îmi spune: da, ce să faci la chilie? Zice: mai bine mergi la mare, mergeți la mare, jos, la Arsana, adică la portul mănăstirii, și acolo uitați-vă la basorelieful lui Arcadie, lui Teodosie cel Mare, pardon. Și acolo, în basorelief, alături de cel al lui Ștefan cel Mare, care construiește o arsana și îl dă Vatopedului, este reprezentat în acest basorelief cum copilul Arcadie este găsit sub tufișuri, știți? Pentru că, făcând o incursiune pe aici, Teodosie cel Mare îl pierde pe fiul său în apele mării și îl găsește prin tufișuri pe țărm, și așa se numește și numele mănăstirii. Da. Vatopedii înseamnă copilul găsit în tufiș sau scăpat din tufișuri. Poate că nu e întâmplător și faptul că Sfântul Ioan Gur de Aur este acolo, da? Capul Sfântului Ioan Gur de Aur este Sfânta Mănăstire Vatopedul. Capul Sfântul Ioan Gur de Aur cu urechea dreaptă neputrezită. Spuneam de Arcadie pentru că el a fost salvat într-un mod miraculos de Maica Domnului, ceea ce îl determină pe Teodosie cel Mare să ctitorească mănăstirea Vatoped, una cea mai importantă mănăstiri, având numărul locul 2 în Muntele Athos, după Marea Lavră.
Și totuși nu ia atitudine împotriva împărătesei Eudoxia, care acum își făcea de cap. Aceasta îl demite pentru că el era condus, el nu putea, vă spuneam, era bolnăvicios. Aceasta îl demite și îl trimite pentru a doua oară în exil și definitiv, de altfel. Tocmai în Armenia, la Cucuz, un loc foarte, foarte aprig și destul de eu era știu, și expus incursiunilor barbare. Da, dar și din punct de vedere al climei era foarte riguros. Și a fost aici trimis Sfânt Ioan Gur de Aur, condus de o cohortă militară, era silit să meargă pe jos zi și noapte, nemâncat, în preajma iernii, în prin munții, în apropiere munții Taurus. Bineînțeles că era foarte frig, l-a prins iarna pe jos, pe drum. Pericolul nu consta numai aceasta, că erau vremurile, timpul era foarte vitreg. Dar înțelegem că aici, prin acești munți, erau niște barbari care, dacă întâlneau, pe oricine întâlneau, îi omorau, indiferent cine ar fi fost. Și Sfânt Ioan Gur de Aur trăiește și el momentele acestea, dar totuși își pune nădejdea în Dumnezeu că nu va muri din mâna acestor barbari. Și, până la urmă, după cum i-a prorocit singurul episcop care n-a semnat demiterea lui, episcopul Ciprului, n-a semnat demiterea lui, după cum îi spune așa acesta, tu, zice, vei pleca, te va scoate Eudoxia, plăcutul Dumnezeu și răbdătorul de chinuri, vei pleca pe acest drum, dar nu vei ajunge la locul unde trebuie să mori, vei merge pe drum. Și moare aici, într-o biserică a unui martir, îmbrăcându-se în veșmintele arhierești, căzând cu fața în jos pe lespedea bisericii și spunând celebrele cuvintele lui, slavă lui Dumnezeu pentru toate. Murind în anul 407. La Comane. În Armenia, pentru că n-am mai ajuns până la Cucuz. La ziua, nu într-o zi oarecare, 14 septembrie. Mare praznic. Da. De aceea nu se pune ca să... Și cu toate acestea, noi îl sărbăm nu pe 14... Pe 13 septembrie, octombrie, ci pe... Da, pentru că este mare praznic. 13 noiembrie. Da. Dovadă că mâine, când îl sărbătorim pe Sfântul Ioan Gură de Aur, în... la biserica, la mănăstirea și centrul Drugănescu, da, în partea de nord a județului, acolo cu binecuvântarea preasfințitului Părinte Ambrozie, episcopul Georgiului, vom participa la această conferință de toamnă. Din cele patru protoierii. Bine așezată chiar în ziua Sfântului Ioan Gură de Aur. Cel care... Îi săvârșim liturghia aproape în fiecare zi a anului. Da, tocmai ce spuneam, că implicarea și respectul pe care biserica îl arată Sfântului Ioan Gură de Aur depășește cu mult ceea ce noi numim cinstirea Sfinților. Chiar s-a creat o tradiție în episcopia noastră ca la această dată să fie așezată conferința de toamnă și anul trecut, tot în ziua de prăznuire a Sfântului Ioan Gură de Aur, 13 noiembrie, a avut loc conferința de toamnă. Este interesant că aminteam despre capul Sfântului Ioan Gură de Aur la Mănăstirea Vatoped. Această amintire, acest eveniment este legat de această minune extraordinară. Cât timp Sfântul Ioan Gur de Aur era patriarh la Constantinopol, Sfânt Proclu, care și el la un moment dat devine patriarh în locul Sfântului Ioan Gur de Aur, de fiecare dată când intra la Sfântul Ioan Gur de Aur, îl găsea scriind. Și se zice că venise cineva la ușa patriarhului, venise în palatele patriarhiei să vorbească cu patriarhul. Și Proclu, Sfântul Proclu, îl oprește și îi spune, zice, nu poți să vorbești cu părintele pentru că acum scrie.
Da, păi Sfântul Ioan Gură de Aur nu mai avea noțiunea timpului, pentru că el scria zi și noapte, și atunci s-a întâmplat că n-a mai știut la terminat noapte și venise ziua. Și venind pe seară, ziua următoare, pe seară, a intrat proclul la patriarh ca să-i spună că iată, așteaptă omul acesta de o zi și ceva și trebuie să-i vorbiți. Și a încercat doar să deschidă ușa. Și în momentul când a deschis ușa, l-a văzut că cineva îi șoptea la ureche. Un om străin îi șoptea la ureche. Mă rog, după ce a terminat cu acesta, intră, vorbește, patriarhul primește pe acest om și după aceea patriarhul îi spune, sunt eu Angur de Aur, îi spune, de ce nu mai chemam mai devreme și m-ai lăsat ca omul acesta să mă aștept atât timp? Dar păi zice, am văzut că erați foarte ocupat. Păi cum eram ocupat? Zice, cineva vorbea cu dumneavoastră și cineva vă spunea ceva la ureche și dumneavoastră scriați. Și atunci sunt eu Angur de Aur, i-a spus, niciodată să nu spui nimănui decât după moartea mea ce ai văzut. Era Sfântul Apostol Pavel spunându-i ceea ce trebuia să scrie Sfânt Ioan Gură de Aur, tâlcuirea la cele 14 epistole pauline. Și așa, urechea la care a șoptit Sfântul Apostol Pavel, cel pe care Sfânt Ioan Gură de Aur îl iubea foarte mult, a rămas neputrezită și a devenit pentru toți, toată creștinătatea, prilej de mare bucurie și pelerinaj în Muntele Atul, respectiv la Mănăstirea Vatoped. Mă bucur că ați amintit de momentul acesta. Sigur că persoanele de sex masculin care au ajuns acolo, da, bărbații care au urcat în Sfântul Munte Athos și au ajuns la Sfânta Mănăstire Vatopedu, au văzut cu ochii lor, da, și au sărutat capul Sfântului Ioan Gură de Aur. Ca să conturăm personalitatea marelui ierarh, ar trebui spuse poate și lucrul acesta. Pe drumul când era când mergea în exil în Armenia, a stat în casa unui bun creștin. Și acolo, probabil că oamenii l-au mai primit, că ieșeau în cale, toți, și credincioși știind, și iubeau foarte mulți, până la marginile Imperiului. Îl iubeau oamenii, știind ce fel de om este el. De aceea și fost condamnată împărăteasa Eudoxia și Arcadie pentru lucrul acesta. Și după ce Sfântul a trecut la cele veșnice, acest om, care devenise mai târziu un episcop, s-a rugat la Dumnezeu ca să-l vadă care este starea lui dincolo de mormânt. Și a ascultat Dumnezeu rugăciunea că într-o noapte s-a trezit în grădina Raiului, ținându-l de mână un înger. Și l-a dus acolo unde toți sfinții, ierarhii care au mărturisit pe Hristos, se veseleau în cetatea Raiului. Și ducându-se, plimbându-se pe la toți, acesta, terminându-se și vrând să iasă din rai, acesta era tot trist. La un moment dat îl întreabă îngerul, dar zice, ce e cu tine? Că toți cei care vin aici, nu se poate ca să întoarcă cineva trist. Tu de ce ești trist? Cum vezi cetatea lui Dumnezeu și tu ești trist de aici? Nimănui nu ni s-a întâmplat asta. Zice, pentru că l-am căutat pe Ioan, Gură de Aur. Și nu l-am văzut pe aici. Atunci îngerul l-a întrebat, pe Ioan, cuvântătorul de Dumnezeu, zici, pe Ioan teologul, da, pe acela. A, păi pe acela, nimeni în viață fiind, purtând trup, nu poate să-l vadă. Păi de ce, întreabă episcopul? Pentru că acela, la picioarele Dumnezeu, cu hierubimii și serafimii, se sălășluiește și acolo se odihnește. Atât de înalt și atât de înaltă era viața Sfântului Ioan Gură de Aur. Iată, și în Ierusalimul Ceresc, pe măsura virtuților, da, celor care au trăit aici și care l-au urmat pe Hristos, urmând cuvântul Mântuitorului, cel ce vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea să-mi urmeze, există și această ierarhizare, ca să spun așa, în ceea ce privește apropierea de Dumnezeu, după cum și cele trei triade ale Sfinților Îngeri, pe care i-am sărbătorit de curând, pe 8 noiembrie, da, iată că și ele au acea așezare de Dumnezeu rânduită
în a-L cunoaște și a fi apropiate de Dumnezeu. Sigur, pe însuși Mântuitorul Iisus Hristos, nu spune în Sfânta Evanghelie, înainte de a se despărți de Sfinții Săi ucenici și apostoli, înainte de dumnezeieștile și înfricoșătoarele pătimiri, chiar spune că unde mă duc eu, voi nu puteți veni și merg la Tatăl meu să vă pregătesc locaș. Acolo multe locașuri sunt, eu merg să vă pregătesc locașuri. Referindu-se, desigur, la locul unde ajungem, unde sperăm să ajungem și noi cu rugăciunile Sfinților, așa cum este și Sfântul Ioan Gură de Aur. Are o personalitate complexă și totodată omul acesta, pentru că în primul rând a fost om, a avut și necesitățile și poate și tulburările și rătăcirile noastre, pentru că a fost în primul rând om, a reușit să le depășească și nu singur, ci cu ajutorul lui Dumnezeu. De ce altceva a mai fost preocupat Sfântul Ioan Gură de Aur, sigur, referindu-ne la lucrările sale? Am văzut despre preoție. A fost preocupat de combaterea ereziilor. A fost iarăși într-o dispută în privința, să spunem așa, doctrinei iudaice cu privire la Mântuitorul Iisus Hristos. De aceea există și o apologie contra iudeilor în care Sfântul Ioan Gură de Aur vine și argumentează dumnezeirea lui Hristos cu date foarte importante. Ceea ce poate a crescut foarte mult valoarea scrierilor Sfântului Ioan Gură de Aur, cum ar fi comentarii la majoritatea cărților Vechiului Testament, avem comentariul la Iov, avem comentariul la Psalmi, care nu este deloc, din punct de vedere, dacă spunem așa, critic, o colecție de scrieri ușoare. Și ceea ce crește foarte mult valoarea acestor scrieri este partea alegorică pe care Sfântul Ioan Gură de Aur și-a însușit-o foarte bine. Școala din Antiohia Siriei a fost cunoscută în perioada patristică ca o școală ce a folosit foarte mult alegorismul și paralelismul în comparație cu școala din Alexandria Egiptului, de exemplu, unde se folosea foarte mult literalismul. Se mergea foarte mult pe în școala alexandrină pe gândirea aceasta foarte strictă, în sensul strict al cuvintelor, pe când școala antiohiană, reprezentată în cazul de față de Sfântul Ioan Gură de Aur, folosea foarte mult alegorismul. În toate scrierile Sfântului, poate chiar dacă nu și-ar fi pus numele și nu ar fi știut că provin de la Sfântul Ioan Gură de Aur, ne-am fi dat seama după stilul său. Spun cei care i-au studiat opera în întregime că nu există nicio scriere a Sfântului Ioan Gură de Aur care să păstreze un, să spunem, un stil sec sau strict. Operele dogmatice cuprind și părți de morală, cuprind și părți de, spunem noi așa, de scripturistice și iarăși toate celelalte scrierile morale, scrierile din Sfânta Scriptură conțin partea dogmatică și adică există o legătură și o întrepătrundere unică, așa cum nimeni nu a mai reușit în felul acesta să arate învățătura de credință creștină. Părinte Ștefan, ce învățăm de la Sfântul Ioan Gură de Aur? În primul rând, credința în Hristos, aceasta îl caracterizează pe Sfântul Ioan Gură de Aur, credința, răbdarea Sfântului în suferință și mai ales curajul cu care trebuie să-L mărturisim pe Hristos. Asumându-ne totul. Da. Se spune că Sfântul și-a pus toată puterea, toată voința, toată știința, toată inteligența sa și se ține minții în slujba lui Hristos și pe sine. Dându-se pe sine jertfă pentru Hristos. În aceasta învățăm și noi preoții
cei care liturghisim și îi săvârșim liturghia în fiecare zi, liturghia lui, liturghia Sfântului Angur de Aur, învățăm la aceasta că Marele Ierarh prin aceasta se caracterizează, prin faptul că având credință, demnitate și apoi jertfelnicie pentru Hristos. Aceasta cred că ar fi lucrul care, la care ar trebui să ne gândim. Sfântul Ioan Gur de Aur ne îndeamnă, sigur, și pe noi preoții la cele ce El le-a făcut, la asceză, la credință în Hristos, la dragoste frățească curată, la o înțelegere a, la o înțelegere a, a lucrurilor din lume. Mai ales Sfântul Ioan Gur de Aur are o mare aplicare spre cei săraci, spre cei care trăiesc în suferință. Chiar ca și patriarh al Constantinopolului, critică pe toți cei care trăiau într-o bogăție mare, în lux, chiar și spune, citeam undeva. Zice, tu te îngrijești atât de bine de, și de mult de cățelul, de câinele tău, să aibă tot ce trebuie, iar omul care este chipul lui Hristos stă în stradă și are ca așternut doar mormanele de gunoi. Iar asina ta o îmbraci cu fir de aur, pui peste asina ta pânzeturi cu fire de aur și ies la ei, îi pui table de aur, iar săracii n-au pâine să mănânce. Așa critica Sfântul și de aici învățăm și noi. De asemenea, Sfântul Ioan Gură de Aur ne învață să fim milostivi, să fim aproape de săraci, să nu le judecăm sărăcia lor și să fim convinși că atunci când îi ajutăm, când dăruim, îi dărim lui Hristos, care, sigur, la sfârșitul veacurilor, la judecata obștească, va răsplăti fiecăruia după cum a împlinit porunca sa, porunca iubirii. Deci ne spune Mântuitorul, iubiți-vă unii pe alții precum și eu v-am iubit pe voi. Dându-ne această măsură a iubirii, precum și eu v-am iubit pe voi. Care puterești că... părinți? Vă rog. Da. Voiam să adaug câteva cuvinte, auzindu-vă, trăgând concluziile acestea atât de importante, mă gândeam la opera pe care în urmă cu câțiva ani am văzut că ați reușit să o creați la Letca Nouă și mai nou acum și la Catedrala Episcopală din Giurgiu, cu grija pentru orfani. Desigur, nu numai Sfinția voastră, dar cu siguranță cred că Sfântul Ioan Gură de Aur a fost un reper și un rează, un sprijin atunci când ați luat hotărârea deloc ușoară să aveți grijă de copilașii aceia orfani. Cu toții trebuie să învățăm din ceea ce a făcut Sfântul Ioan Gură de Aur. Altfel, sunt niște cuvinte goale, ceva ce spunem de dragul de a spune vorbe, însă dacă nu împlinim practic ceea ce vedem la sfinții aceștia atât de mari, suntem alăute sunătoare și nimic mai mult. E ca un testament nescris pe care trebuie să-l împlinim și noi și din zilele... Mai ales acum când vedem ce tulburări sunt în societatea noastră, ce criză de idealuri și de persoane, când și biserica a fost neînțeleasă și chiar s-a considerat că mesajul pe care îl transmite nu este unul consecvent, ori nu numai pe linia aceasta patristică, dar și prin ceea ce biserica împlinește în fiecare zi, în fiecare duminică, în fiecare sat, înțelegem și vedem că trebuie să ne implicăm tot mai mult. Da, și vedem ce punctați mai devreme, această activitate social filantropică care se le face la nivelul întregii biserici, la nivelul episcopiei noastre a Giurgiului. Și sigur că nu numai la nivelul episcopiei, ci și la nivel parohial. Fiecare preot se implică acolo, fiecare preot are în parohiile sale, în parohia lui, cazuri sociale de care se ocupă cu adevărat. Da, nu spunem că facem vreun lucru mare sau semnificativ, pentru că este o a doua vocație a bisericii, pe lângă aceea de a ne pune în legătură cu Bunul Dumnezeu, de a păstra credința curată, cu orice risc, așa cum amintea și Părintele mai devreme, e acela de a avea grijă de sărași pe care Hristos îi numește apropiați și prieteni ai săi. Mai mici. Ai săi.
Precuceni și părinți, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Iată, timpul a zburat și multe aveam să mai spunem, dar vă așteptăm cu drag și în emisiunile următoare. Mulțumim pentru invitație, părinte. Stimați telespectatori, să fim prietenii sfinților, să fim prietenii Sfântului Ioan Gură de Aur, care ne așteaptă de fiecare dată în Sfânta Biserică, acolo unde, săvârșind Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și a celorlalți sfinți, cu toții spunem, credincioși și preot, toată viața noastră lui Hristos să o dăm. Mulțumim pentru atenție, la revedere!